Ei bine, dragilor, după cum deja ați putut observa și din titlu, astăzi dăm startul unui nou reading vlog și rămânem în minunata și misterioasa lume a literaturii gotice după ce am finalizat superba și absolut fascinanta serie Tetralogie, cimitirul cărților uitate, Carlos Ruiz Zafón. Continuăm cu un alt thriller ce se anunță a fi de mare, mare calitate și anume Bella Ellis, soția dispărută, apărut, lansat la noi în România la editura RAW în 2023, așadar un roman foarte nou, nu chiar de ultima apariție, însă recent, așadar 2023 ani de apariție. Nu-mi rămâne decât să te invit să rămâi în minutele următoare alături de mine pentru a descoperi împreună această poveste ce se anunță a fi captivantă, interesantă. Bun, dragilor, în primul rând o să te salut pentru cei mai noi care abia ce ați descoperit acum canalul meu de YouTube Copacul cu Cărți. O să vă invit să vă abonați dacă iubiți acest gen de conținut, iubiți natura, lectura, vă plac cărțile, drumețiile, călătoriile, nimic mai simplu, apăsați butonul de abonare, însă am să vă rog să nu omiteți și clopoțelul pentru a nu rata restul videoclipurilor. Aici postez regulat videoclipuri despre cărți și drumeții, iar pentru cei care își doresc să facă parte dintr-o comunitate și mai restrânsă de pasionați de lectură, pentru a petrece mai mult timp împreună și mai mult timp alături de cărți, aveți un link în descrierea acestui videoclip unde puteți găsi informații, detalii complete pentru a deveni membri acestui canal Copacul cu Cărți sau poate doriți să contribuiți la continuarea activității acestui canal, fapt pentru care vă mulțumesc tare, tare mult și, cum am spus, găsiți link în descrierea acestui videoclip cu toate informațiile necesare sau accesați butonul Join sau în română Alătură-te. Bun, dragilor, nu mai lungim introducerea, cum am spus, dăm startul unui alt reading vlog dedicat literaturii gotice și anume Bella Ellis, soția dispărută. Am să iau romanul din bibliotecă. L-am aici foarte, foarte aproape, o carte de care am dat absolut întâmplător, cred că am spus deja în alte videoclipuri, pe când eram într-o benzinărie, am văzut acest titlu, am citit sinopsisul, m-a atras foarte, foarte tare, Bella Ellis, a.k.a. Rowan Coleman, poate vă sună mai cunoscut acest nume, o autoare de bestsellerul Sunday Times și New York Times, acum cu un alt pseudonim, Bella Ellis, pasionată, iubitoare a ceea ce a însemnat viața și operele celor trei surori, Charlotte, Emily și Anne. Așadar, astăzi un thriller gotic din partea ei, soția dispărută, cu cele trei surori într-o ipostază cu totul nouă pentru mine, însă cred că și pentru foarte mulți dintre voi, acel rol de a investiga o crimă. Bun, dragilor, nu mai lungim vorba, de fapt, nu mai lungesc deloc. Dau drumul la lectură și vin către voi cu primul update. Dragilor, după o oră suntem cu primele 5 capitole finalizate. O să vă spun că acest roman are 335, nu 345 de pagini, 46 de capitole, capitolașe. Am parcurs primele 5 capitole, așadar soția dispărută cu primele elemente în ceea ce privește acțiunea. Suntem în comitatul Yorkshire din Anglia, 1845, ca și an de desfășurare al acțiunii, și surorile Bronte sunt pe moșia lor de la Howard, moșia tatălui lor de la Howard. Foarte aproape de această moșie se afla și localitatea Arrumton și moșia Granger. Aici era guvernantă Mathilde French, o bună prietenă, aflăm apoi,
a celor trei surori, practic cele trei surori împreună cu această guvernată Matilda French urmaseră același pension cu ceva ani în urmă, iar pe moșia de la Howard, cele trei, la urechile celor trei surori, ajunge și această veste, cum că pe moșia Granger, acolo unde era guvernant Matilda French, se întâmplase ceva absolut ciudat, dubios, misterios. Stăpâna de pe moșia Granger din Arumton era dispăruse în mod misterios, iar Matilda French găsise în camera stăpânei ei numai sânge, sânge pe pereți, sânge pe podea, sânge în pat, și anunța autoritățile, cum am spus, de cealaltă, la câțiva kilometri distanță, în casa surorilor Bronte, ajunge această veste absolut misterioasă, ciudată, despre cele ce s-au întâmplat la moșia Granger din Arumton. De îndată cele trei surori se înhamă la drum și ajung imediat să discute împreună cu puna lor prietenă Matilde French despre dispariția stăpânei sale. Și cam aici a rămas cu lectura. Sunt doar 52 de pagini parcurse, 5 capitole, și începem investigația cu cele trei surori Bronte, Charlotte, Anne și Emily, care au ajuns pe moșia de la Arumton, moșia Granger, acolo unde dispăruse Elizabeth Chester, stăpâna lui Matilde French, guvernanta de la această moșie. Bun, dragilor, vedem ce se întâmplă mai departe, cum investighează cele trei surori cazul și cu ce informații poate să le ajute buna lor prietene Matilde French. Dragi prieteni, suntem la un nou update legat de romanul Bellei Ellis, soția dispărută. Bella Ellis, o mare admiratoare, o mare iubitoare a vieților și operelor surorilor Bronte. 195 de pagini, aș mai avea undeva cam aproximativ 150 de pagini de parcurs. Vreau să merg repede cu lectura și să vin către voi chiar cu ultimul update. Până la ultimul update, cum am spus, 195 de pagini cu surorile Bronte, Charlotte, Emily și Anne într-un rol extrem de fain, acela de a investiga o crimă misterioasă. După prima zi de investigație, suntem în casa acestora, în casa pastorului Patrick Bronte, tatăl lor, în casa lor de la Howard. Cele trei discută după prima zi de investigație și sunt surprinse de fratele lor. Cei patru până la urmă hotărăsc că în a doua zi de investigație să facă două echipe, Charlotte și Emily de o parte, de cealaltă parte fratele lor împreună cu sora mai mică Anne. Charlotte și Emily urmau să ajungă în satul Arumton și să afle acolo mai multe informații legate de domnul Chester și doamna Elizabeth Chester, soția dispărută, de la localnici. Ajung la un han, merg și la un magazin de textile unde dă de o amabilă și binevoitoare doamnă Hardy, de la care aflăm că acel magazin chiar era sub proprietatea domnului Chester. De asemenea, cele două surori reușesc să smulgă și câteva informații prețioase despre cine era domnul Chester. Fratele mai mare, împreună cu Anne, cu sora mai mică, Anne, ajung în casa domnului Chester pentru a afla mai multe informații. Acolo chiar fratele joacă un rol extrem de interesant, acela de medic, iar domnul Chester îi spune să meargă să îi consulte fiii, cei doi copii, Archie și Francisc, parcă așa se numeau. Cea care își dă seama de fapt cine erau cei doi este Matilde French, acea guvernantă de la moșia domnului Chester, care
anunțase dispariția lui Elizabeth Chester, găsise camera ei plină de sânge pe pereți, pe podea, pe pat. În fine, cei patru, surorile Bronte împreună cu fratele lor, află așadar câteva informații interesante și se reunesc la din nou la casa de la Howard, iar apoi decid, de fapt cele trei surori decid că în următoarele zile două dintre ele, de data aceasta Charlotte împreună cu Anne, să meargă la Leeds, acolo unde locuiau părinții lui Elizabeth Chester, pentru că surorile se gândeau că acești părinți ai lui Elizabeth Chester încă nu știau de dispariția fetei lor. Așadar, cele două surori, Charlotte și Anne, merg la Leeds pentru două zile. În prima fază se întâlnesc cu doamna Chester, sunt invitate de aceasta la un ceai, iar apoi la auzul veștilor chiar domnul Chester aproape că le dă afară pe ușă pe cele două surori, însă a doua zi la pensiunea unde erau cazate lângă Leeds, cele două surori sunt vizitate chiar de doamna Chester, care le va furniza foarte, foarte multe informații legate de copilăria lui Elizabeth Chester. O informație prețioasă este că aceasta s-ar fi îndrăgostit la 15 ani de un profesor de muzică care locuia relativ în apropiere. Bun, extrem, extrem de interesant. Mai departe, pentru că în noaptea în care aceste două surori erau cazate la acea pensiune de lângă Leeds, la Howard, Emily pleacă și ajunge până în toiul nopții, chiar în casa domnului Chester, unde surprinde niște imagini extrem, extrem de misterioase. Și o să vedeți acolo cum ajunge și prin ce peripeții trece, cum îl surprinde pe domnul Chester și pe doamna Crowley, o angajată a acestuia. Apoi, în următoarea zi, cele trei surori, evident, se reunesc din nou la casa lor de la Howard și își povestesc cele văzute și cele auzite. Charlotte și Anne îi povestesc lui Emily prin ce trecuseră la Leeds, iar de asemenea Emily povestește lui Charlotte și lui Anne ce văzuse în toiul nopții în casa domnului Chester. Extrem de interesant, chiar aici am rămas și cu lectura, sunt foarte curios pentru că în aceste două, trei zile de investigație am omis să vă spun un alt amănunt important, cele trei surori găsesc și mai multe elemente, să spunem, care ar putea să le ajute în demersul lor, acela de a afla ce s-a întâmplat de fapt cu Elizabeth Chester și care este criminalul până la urmă. O să vedem cum le ajută aceste elemente pe care cele trei surori le-au găsit, printre altele ar fi un nasture, un dinte. Mă rog, nu o să vă mai divulg mai multe pentru că vă las pe voi să parcurgeți acest fine, fine roman relaxant al Bellei Ellis, Soția dispărută. Dragi prieteni, am finalizat și lectura acestui roman, aș spune, îndrăzneț și extrem de captivant, Soția dispărută al Bellei Ellis, cu rolurile principale în acest roman. Surorile Bronte investigează o crimă ciudată. Până la urmă, avem parte de un final total, total neașteptat pentru acest roman thriller gotic, am spus eu, extrem de îndrăzneț. Încercarea lor de a finaliza această anchetă, surorile Bronte vor ajunge și în acea localitate, la malul mării, acolo unde îl cunosc pe domnul Walters, acel profesor de pian, de care Elizabeth Chester se îndrăgostise pe când avea 15 ani. Apoi ajung la o familie de medici extrem de interesanți, soții Prescott, Charlie și Celia din Bradford, iar acolo cele
Surorile Bronte au o discuție interesantă cu soția medicului. Evident, și aici surorile Bronte se folosesc de toate trucurile pentru a obține informații extrem de prețioase de la Celia Prescott. Apoi, dragilor, ajungem și în mica așezare Hampden Bridge în căutarea Isabelei Lucas, care și ea trebuie să ofere informații prețioase pentru continuarea investigației. Însă, dragilor, cele mai importante informații până la urmă le obținem sau le obțin surorile Bronte de la doamna Crowley, acea angajată de pe moșia domnului Chester. Și, dragilor, doamna Crowley, practic, cu ajutorul informațiilor pe care aceasta în sfârșit le oferă surorilor Bronte, aceste surori atât de mult îndrăgite de noi, pasionații de lectură, reușesc să până la urmă să afle enigma din spatele dispariției sau crimei lui Elizabeth Chester. Dragilor, cum am spus, avem parte de un final absolut neașteptat. Chiar nu m-am gândit că aș putea avea parte de un astfel de final într-un thriller gotic apărut relativ recent, dragilor, pe care vi-l recomand cu mare, mare căldură, de aproape 350 de pagini, se parcurge extrem, extrem de lejer și aveți parte de mister și de atmosferă gotică la fiecare pas, așa că dacă îndrăgiți acest tip de literatură, literatura gotică, cu siguranță trebuie să vă opriți și la soția dispărută. Zi-mi părerea ta, dragă pasionatule de lectură, despre ce ai văzut în acest videoclip, dacă ai citit Bella Ellis, soția dispărută, dacă te atrage literatura gotică și ce ai mai citit din acest gen literar, te rog frumos să îmi spui în secțiunea de comentarii. Nu uita, te rog, să arunci și o privire în descrierea acestui videoclip, acolo unde găsești un link pentru a te alătura membrilor canalului, dacă îți dorești să faci parte dintr-o comunitate restrânsă de pasionați de lectură. Până data viitoare, la un nou videoclip, nu îmi rămâne decât să îți mulțumesc mult pentru susținere și pentru vizionare. Spor la lectură, toate cele bune, pe curând!